Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Technic Tools. Eu sunt David, iar în acest clip o să vorbim despre un telemetru cu laser, dacă chiar ne ajută sau nu ne ajută și ce poate să facă până la urmă un telemetru cu laser, bineînțeles unul de calitate. Probabil dacă mă urmăriți de mai multă vreme, știți că acum ceva timp, cred că un an sau doi, v-am prezentat un telemetru cu laser de la Stanley, pe care îl am și acum, este în mașină, când am nevoie de el, îl iau din mașină și mă duc la lucrare și măsor. Doar că acela era un telemetru simplu, banal aș putea zice, care măsura undeva la 20 de metri lungime maximă și avea puțin mai mare abaterea la calcul, dar nici nu știa să facă anumite calcule, de exemplu, pentru că practic pentru aia avem nevoie de un telemetru. Așadar, dacă ești meseriaș sau ești un patron de firmă de construcții sau ești tipul ăla care se duce să ia lucrările înainte să ajungă meseriașul și trebuie să știi ce suprafață ai acolo, ce dimensiuni, ce lungimi, să-ți faci un necesar de materiale, ei bine, un telemetru de genul acesta, cum este cel de la DeWalt, modelul DW03101, o să-ți fie foarte de folos. Nu neapărat acest model, există și modelul care măsoară doar 50 de metri, până la 50 de metri. Acesta este un telemetru care măsoară până la 100 de metri. Dacă măsoară și afară sau nu, vă explic în câteva momente, dar înainte de toate, după cum am zis, ne ajută foarte mult atunci când luăm o lucrare sau când după ce am terminat lucrarea trebuie să calculăm ce am făcut practic. Eu personal am avut o situație în care după finalizarea lucrării a venit patronul și a zis că vrea să știe exact cât s-a placat, cât s-a lucrat pe metri pătrați și ne-a pus să măsurăm fiecare perete. Neavând un telemetru atunci, a fost destul de greu. Măsuram lungime, lățime, înălțime, panta la acoperiș și așa mai departe. Ei, acesta este telemetru de la DeWalt pe care o să-l utilizez de acum încolo. Puteam să-l iau și pe cel de 50 de metri, după ce l-am testat pe acesta am realizat acest lucru, dar haideți să aflăm ce știe să facă, pentru că pe mine personal m-a surprins, nu știam că există așa ceva, adică să facă atâtea lucruri câte face acest telemetru. Și după cum puteți observa și voi, la o primă pornire putem să observăm că vine cu un ecran color și cu luminozitate reglabilă, bineînțeles. Și pe lângă asta, ecranul se și întoarce în funcție de măsurătoare, în funcție de poziții, pentru că o să vedeți în câteva minute că are o grămadă de funcții, nici mai mult, nici mai puțin de 15 funcții, plus o memorie de 20 de măsurători, iar pe lângă asta se poate conecta cu aplicația DeWalt Tool Connect și puteți să vă salvați proiectele pe telefon. O să vă arăt cât de ușor se folosește și cât de productivi puteți să fiți dacă utilizați un asemenea telemetru. Așadar, să intrăm în secțiunea meniului și în prima căsuță putem observa că avem 4 moduri de utilizare, adică 4 moduri de unde să măsoare. Poate să măsoare din partea de jos, de la baza lui, din vârful lui, undeva de la mijloc unde are aici această scobitură și mai are un picior care se extinde în partea din spate, undeva aici. Practic acesta este cu câteva poziții și puteți să măsurați direct din acest picior. Practic este o măsurătoare mult mai fixă. După cum am zis, poate măsura până la 100 de metri cu o rată de plus minus 1,5 mm după o distanță de 10 metri. Eu am făcut cu el câteva teste și n-am depistat eroarea aceasta de 1,5 mm. Bine că am măsurat și distanțe ceva mai mici, cum ar fi camera aceasta, am măsurat 3, 4, 5 metri și nu am depistat acea eroare de 1,5 mm, probabil că la distanță mare există și acea eroare. Bun, după ce ne-am ales punctul de măsurare din partea din spate sau din față, mergem și ne alegem ceea ce vrem să facem. Putem să avem așa, o măsurare simplă din punctul A în punctul B, putem să avem o măsurătoare cu aproximare, dacă vrem, între minim și maxim, după
putem să selectăm un mod de calculare, adică dacă vrem să adunăm mai multe distanțe, măsurăm distanța și el le calculează automat, le adună sau le scade automat, pentru că avem și butoanele plus și minus pe el. După asta, încă un mod foarte interesant, mod de nivelă. Acesta poate să funcționeze și pe post de nivelă, pentru că are și un giroscop în interior, adică practic îți arată gradele. Dacă îl pui pe o pantă, poate să măsoare acea pantă cu exactitate și pe lângă asta poate să măsoare și în două puncte și să calculeze distanța dintre ele, dar o să vă arăt imediat. Deci are o nivelă destul de precisă, aproape perfectă în comparativ cu o nivelă normală. În anumite situații este foarte util pentru că te ajută să-l ții drept și linia măsurătorii să fie dreaptă. Oricum, el afișează pe ecran, după cum vedeți în partea de sus, gradele, astfel încât să știți la câte grade îl țineți atunci când măsurați cu el. O altă funcție interesantă de setare este că calculează suprafața în metri pătrați, lungimea ori lățimea, poate calcula volumul, lungimea ori lățimea ori înălțimea, poate să facă calcule între două suprafețe, tot acele două suprafețe, adică măsurăm două camere, el poate să adune metri pătrați. De exemplu, am măsurat peretele acesta, el îmi calculează peretele acesta, îl măsor și pe celălalt, îmi face plusul dintre cele două și astfel îmi afișează tot timpul cantitatea de metri pătrați pe care eu am măsurat-o. La fel, poate să facă și la volum, mai poate să măsoare, de fapt să ne indice panta unei grinzi, de exemplu, la acoperiș. Puteți vedea aici că are un sistem care ne arată la câte grade este el pus, poate să fie atât pe verticală cât și pe orizontală, pentru că, după cum vedeți, ecranul se întoarce automat 180 de grade. Poate calcula și latura unui triunghi, adică înălțimea lui practic. La acoperiș, dacă avem un stâlp și noi măsurăm cornul la anumit unghi, îl măsurăm dintr-un capăt în celălalt, el ne poate spune automat ce înălțime are acea grindă pe care stă coama casei. Poate să măsoare și baza unui triunghi, poate să ne spună care este baza doar măsurând cele două laturi care sunt la un anumit unghi, de exemplu tot la acoperiș. În cazul în care avem o distanță între două contrafixe, de exemplu, avem primul, să zicem, este cornul de la acoperiș și mai jos avem o contrafixă, putem să aflăm distanța dintre cele două fără să o mai măsurăm pe loc, putem să măsurăm doar lungimea ei. Mai are un mod prin care poate să măsoare lungimea laturilor unui triunghi cu colț drept, măsurând doar diagonala. El știe deja la ce unghi este în momentul în care îl ținem și poate să calculeze singur lungimea celor două, adică baza și înălțimea, doar măsurând diagonala lor practic, adică tot la acoperiș cred că se leagă chestia asta, pentru că am măsurat cornul și el deja îmi poate spune cât este baza plus înălțimea foarte ușor și mi-arată bineînțeles și gradația. Dacă vreau să văd gradația unui acoperiș, pur și simplu am pus telemetru pe el și mi-arată direct acest lucru. Mai are încă o funcție foarte interesantă, foarte interesantă, este una dintre preferatele mele. De exemplu, dacă eu vreau să măsor în spate distanța acelui dulap, da, pot să o fac fără să mă duc până acolo. De exemplu, eu pun acum punctul laser pe partea de jos a dulapului, așa, bun, mai pun punctul laser pe partea de sus, bun, și îmi spune distanța dintre cele două și gradația la care am măsurat. Este un lucru foarte interesant pentru că dacă am un perete și vreau să știu care este înălțimea lui, nu mai trebuie să mă duc să mă aplec să-l pun acolo, pur și simplu iau telemetru, măsor jos, din același punct îl ridic și măsor sus și îmi spune exact cât are peretele meu. După cum vedeți, înălțimea camerei este de 2,65. Legat de aplicație, deci am zis că este foarte tare acest lucru pentru că nu mai trebuie să umbli cu agenda după tine. Dacă eu mă duc să iau o comandă, mă duc exact așa, cu telefonul și cu telemetru și pot să scriu aici și să fac și poze în aplicație. Haideți să vă arăt cum funcționează. Mergem aici la acțiune și putem să facem o captură de management, să facem câteva poze, să convertim unitățile, deși nu, asta nu prea o înțeleg eu, așa, și putem să dăm la proiecte. Și vedeți că avem aici un proiect cu studio,
Aici am făcut eu un test înainte, nu am mai făcut poze și așa mai departe, dar de exemplu o să dau aici pe plus și scriem aici cameră 1 de exemplu sau cameră 1, ok, C1. Bun, acum dacă eu dau de pe laser să măsor distanța, puteți vedea că mi-o și afișat-o direct aici, deci din punctul ăsta până aici eu am deja 3,4 metri din capătul laserului până în punctul în care am măsurat. Ok, pot să-i dau save la această măsurătoare sau pot să-i dau add și să mai fac alte măsurători. De exemplu, pot să scriu aici peretele 1 și el să-mi afișeze direct suprafața în metri pătrați dacă vreau. O să scriu aici, de exemplu, P1 Studio. Ok, peretele 1 Studio. Mă duc pe laser la calculul cu metri pătrați, foarte simplu, îi selectez aici, măsor lungimea, măsor lățimea, el mi-a calculat metri, mi-a scris acolo 5,1 metri. Pot să-i dau save și dau I'm done. Ok? Și el îmi apare aici, peretele 1, 5 metri și ceva, C1, camera 1, de exemplu, poate să facă totalul. Și pot să-i dau și poze. Pot să-i dau add photo sau să fac direct poze ca să știu despre ce este vorba. Ok? Și asta este doar un proiect. Poți să ștergi proiectul sau să redenumești măsurătorile și așa mai departe. Ok? Aici undeva puteam să adăugăm un new folder și să scriem aici, de exemplu, lucrare București. Lucrare București. Ok, îi dăm save, intrăm aici, așa, și aici putem să-i dăm, nu, delete, nu mai știu exact cum se făcea, pot să începi un alt proiect, practic, cu el, așa, aici, da, îi dai să creezi din nou alte măsurători și le salvezi în proiectul respectiv. Dacă ai o casă, de exemplu, scrii adresa, poți să faci poze la casă, să știi unde e, să ai foarte multe detalii. Mă gândesc că ați înțeles despre ce este vorba, puteți să măsurați suprafața, să scrieți la fiecare ce înseamnă. Lungimea plăcii de beton, suprafața plăcii de beton, de exemplu, cu grosime, cu ce aveți voi nevoie, vedeți că le puteți trece și manual aceste măsurători în cazul în care e o distanță foarte mică, de exemplu. Suprafața plăcii de beton o calculați în metri cubi. Calculați lungimea ori lățimea ori grosimea în cazul de față și știți că în momentul în care o să trebuiască să turnați placa de beton, aveți nevoie de 100 de metri cubi, de exemplu, de beton și atunci știți cum să faceți comanda. Mi se pare o chestie super tare și aș vrea să vă întreb și pe voi, cum vi se pare să utilizați un astfel de telemetru și mă interesează și dacă voi utilizați un telemetru, pentru că eu sincer l-am folosit destul de mult, nu la măsurătorile mici, pentru că dacă am de măsurat masa asta, nu o să iau telemetru, să trebuiască să-mi pun aici un opritor unde să-mi pun laserul, o să folosesc bineînțeles ruleta, dar la suprafețe mă interesează dacă sunteți meseria și vă calculați metri pătrați de gleț sau metri pătrați de placat cu rigips, dacă folosiți telemetru pentru a calcula aceste suprafețe. Legat de acest telemetru și măsurarea pe timp de zi, afară, în aer liber unde avem soare. Am încercat să-l testez și afară, până la 20 de metri, chiar dacă este soare, se descurcă foarte bine, afișează măsurătorile. Am reușit să fac o măsurătoare pe la 59 și ceva de metri, 60 de metri și a reușit, dar de foarte multe ori dacă bate soarele direct aici, în capul lui, o să dea eroare, pentru că nu poate efectiv să vadă laserul, laserul nu este atât de puternic încât să-l vadă chiar și la 100 de metri. Dacă este puțin înnorat afară și suprafața pe care bate laserul nu este albă, atunci o să măsoare foarte bine. Dacă este albă, din nou o să apară o mică problemă, din câte am observat eu. În hale foarte mari sau în suprafețe închise se poate măsura foarte bine cu el, cu ușurință, dacă faceți o construcție de bloc unde nu bate soarele direct și este cumva și mai la interior, se poate măsura cu el fără nicio problemă. Ideal ar fi să îi găsiți o poziție, să-l puneți jos sau într-o parte sau sprijinit foarte bine de
obiectul pe care vreți să-l măsurați, adică din punctul ăsta și până unde o să măsor, ar fi bine ca laserul să fie fix. Cu cât este mai mult mișcat, cu atât o să fie mai greu să capteze punctul de final al laserului. Se poate monta și pe un trepied, după cum puteți observa aici, are un șurub M6, se poate monta pe orice tip de trepied, dacă vreți să-l folosiți și pe trepied. Telemetrul are un indice de rezistență IP54, ceea ce îl face destul de rezistent la umezeală, aproape waterproof, și mai are și protecția de silicon de jur împrejur. Este făcut și să reziste la șocuri și la utilizare în sistem industrial. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Nu uitați că în descrierea clipului o să vă las un link către Construcții Mag, unde puteți afla mai multe informații despre acest telemetru, dar și despre modelul care merge până la 50 de metri. Cred că este o ofertă foarte bună și pentru cel de 50 de metri, care are practic aceleași funcții, doar că distanța de măsurare este ceva mai redusă. Dacă credeți că este suficient 50 de metri pentru voi, eu personal l-aș alege pe cel de 50 de metri. Așadar, scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă utilizați telemetru și ce părere aveți despre acest model. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc numai bine!